Bun, deci, salutare, frații mei, eu sunt Royal și bine v regăsit la un nou videoclip din seria noastră, băieți, despre noul update din car parking, fraților. Cum am mai zis, bine v regăsit, fraților, astăzi avem un clip super șmecher, băieți, o să discutăm despre ce va urma pe noul update cei care n-ați urmărit partea întâi din acest clip, vă rog să apăsați pe aici sau să mergeți pe linkul din descriere și să urmăriți partea întâi pentru că am purtat o discuție interesantă cu fratele nostru Mens. Iar acum omul nostru ne-a răspuns băieți, deci dacă vreți să aflați ce ne-a răspuns fratele nostru, developerul Mens, stați până la sfârșitul clipului și o să vedeți fraților. Bun, dar înainte să începem, cum v-am mai zis băieți, puteți să-mi dați un follow pe Insta, un like la clip, foarte important, dați un like pentru că dacă se fac 1000 de like-uri băieți, o să avem o surpriză super, super, super șmecheră pentru voi mă băieți. Vă jur că de data asta nu mint cu nimica, cum n-am mințit niciodată. Uh, și ce mai vreau să vă zic, am și uitat. Mamă, da! Subscribe băieți, cu clopoțel, foarte important cu clopoțel și cei care ați dat subscribe și nu aveți clopoțelul activat, vă roagă fratele vostru din suflet să activați acum clopoțelul pentru că este super, mega, extra important băieți. Deci este foarte, foarte important să activați clopoțelul, frații mei. Bun. Hai să mergem acum la o plimbare, de fapt înainte de asta suntem cu această mașinuță super șmecheră, o știți, o mai știți din clipurile mele, este făcută crom, este făcută frumos, e țiplă rău de tot, e super tare mașina, este una din mașinile mele preferate și o să mergem la o mică plimbare pe autostradă, băieți. Bun. Cum va obișnui obișnuit de altfel. Uh, ok, cum nu știu în ce parte să mă duc, gen. Adică mergem în față, dar nu știu din ce parte să filmez. Cred că o să filmez din spate, că pentru mine, mie unul, mi se pare mai relaxant când filmez din față și mă uit la... Să să mai încet aici la căști. Și mă uit din... Uh din perspectiva voastră, gen la clipul ăsta, mi se pare satisfăcător așa să mă uit la, la cum merge mașina. Nu știu dacă sunteți de aceeași părere cu mine. Dacă sunteți de aceeași părere cu mine, lăsați un comentariu acolo să văd că am dreptate. Iar dacă nu, băieți, să-mi ziceți o sugestie despre cum ar trebui să filmez când vorbim așa, pur și simplu, și ne plimbăm cu mașina, fraților. Gen, nu facem mare lucru, doar discutăm și ne plimbăm cu mașina. Așa, băieți, nu vreau să o lungesc foarte tare, nu vreau să iasă un clip super, super, super lung, așa că o să intru direct în detalii și o să mă uit la ce conversație am avut. Imediat vă zic că nu știu pe de rost, băieți. Bine, n-a fost tocmai o conversație, cred că o să fiți puțin dezamăgiți, pentru că și eu am fost puțin dezamăgit, adică o să vedeți imediat despre ce este vorba, o să vă pun pe ecran ce mi-a răspuns omul nostru. Și vă rog foarte mult dacă, dacă vă dezamăgește treaba asta și dacă nu vă convine să nu dați dislike pentru că nu are niciun rost. Adică dacă doriți e treaba voastră, m-am gândit eu acum mai bine, dar mă rog, nu are rost. Bun, o să vă pun acum pe ecran băieți și după cum probabil știți cei care v-ați uitat la clipul, la clipul trecut, l-am întrebat pe om, băi frate, de fapt să o iau cu începutul, i-am arătat ce mașini vă doriți voi în joc. Și l-am întrebat dacă se poate, dacă crede că este posibil să se bage una din aceste mașini pe car parking Omul știți ce mi-a răspuns mă băieți, adică vedeți deja ce mi-a răspuns, mi-a spus <laughs> Wow, this, uh, gen, wow, asta este super prietenul meu, mulțumesc foarte mult Adică gen, n-a răspuns la esență, eu i-am arătat, i-am zis că am făcut un clip, că v-am întrebat pe voi și, va, și voi asta v-ați dorit, mașinile astea vi le-ați dorit Și l a zis da, asta e super Mulțumesc foarte mult gen nu mi-a răspuns la întrebare și mai jos i-am zis eu băi ok mulțumesc și eu frumos dar uh, poți să-mi spui te rog dacă măcar una din aceste mașini va fi adăugată și omul nu mi-a mai răspuns de astăzi de la ora 6 băieți gen astăzi care cred că este ieri pentru că acest clip va apărea mâine nu știu ce să zic despre treaba asta mă așteptam să-mi zică bă nu știu nu cred măcar ceva de genul ăsta dar... O să revenim cu încă un clip, băieți, când o să ne răspundă și la treaba asta. Și apropo de asta, vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la clipurile mele. Apreciez din suflet știți foarte bine. Da, și cam asta e treaba, frații mei. Nu știu ce aș putea să vă mai zic. Îmi pare rău că sunt destul de absent în ultima perioadă pentru că am o sunt foarte încărcat cu diferite chestii și sper să nu vă supărați pe mine, dar oricum o să revenim în forță, forță rău de tot și da, nu știu ce să vă mai zic, o să fie forță băieți, v-am zis, îmi pare rău, dar știu că voi nu vă supărați pe mine pentru că sunteți frații mei pe viață, sunteți buni. sunt convins de treaba asta, nu e nevoie să, să vă supăra sau alte treburi de genul ăsta. Da, cam asta a fost clipul nostru, v-am zis, nu vreau să o lungesc foarte tare, o să revin încă un clip, în special cu conturi, pentru că v-am promis data trecută că o să dăm niște conturi la 1000 de like-uri, s-au făcut 1000 de like-uri, nu, la 1500 am zis, dar oricum o să dau niște conturi zilele astea, așa că stați pe fază pe canal, o să pun premieră și o să vedeți voi despre ce este vorba. Eu v-am lăsat, fraților, eu am fost royal, vă reamintesc <laughs> să nu uitați și noi ne reauzim data viitoare, v-am pe toți băieți, papa.